E în sfârșit primăvară. Pe aici, pe meleaguri, meleagurile din Oltenia. Însă nu este chiar atât de cald și avem zile cu vânt. Ce drept, vântul ăsta poate fi folositor pentru producerea de energie electrică. Neavând eoliene, nu producem energia așa. Dar astăzi avem o mașină foarte, foarte mișto de vânzare. Una dintre mașinile pe care eu mi le-am dorit tot timpul să le filmez și să merg cu ele. Pentru că cu mașină din asta, adică a doua generație de Audi TT, nu a mers niciodată. Mașina este a unui prieten de-al meu, un pasionat care se ocupă de lumea auto, Ionuț Măceșanu, care face detailing sau face din detailing artă. Găsiți la Garaj Detailing Craiova pe Facebook, în online. Iar mașina de astăzi este mașina pe care el o folosește de zi cu zi. Despre TT însă se pot spune romane, papa. Se pot face seriale. Este o mașină care sau pe care Audi o prezintă ca un concept încă de prin anii 1991. În 1995 apare chiar un prototip la unul dintre salonurile de auto. Iar în 1998 este prima generație pe piață. Evident, sunt vânzări, mașina este un succes și automat este înlocuită în 2006 cu a doua generație. Iar cea de-a treia generație se fabrică până în 2023. Deci avem anul ăsta aniversăm 25 sau aniversat 25 de ani de Audi TT și 50 de ani de Volkswagen Golf. Pentru că dedesubt sub TT, sub această a doua generație este o mașină de adevăratelea emblematică a lui Volkswagen, și anume Golful 5. Pe platforma respectivă s-au construit, știți bine, Jetta, Skoda Octavia, Audi A3 și TT-ul. TT-ul este cel mai rafinat dintre produsele respective. Chiar dacă împarte componente mecanice, TT-ul vine cu altă viziune. E produs premium, tehnologie multă pe el, suspensie magnetică cu moduri de condus, lucru care Golful nu le are, Golful 5. Bineînțeles, mașina de astăzi este upgradată, are o suspensie Bilstein dedicată, are o evacuare schimbată. Găsiți datele astea în anunțul care este în descrierea clipului și proprietarul vă poate pune la dispoziție și hârtii cu aceste upgrade-uri care au fost făcute la mașină. Însă un design care amintește de primul Beetle, de celebra creație a doctorului Ferdinand Porsche din anii celui de-al doilea război mondial. Și acum, la aproape un 3 sferturi de secol de atunci, mașina asta arată senzațional. E un design atemporal. Fiind fan de cupeuri, până în prezent am deținut două Peugeot 407 coupe și în prezent acea Laguna coupe, care mașini sunt contemporane cu acest Audi TT, făcând parte din aceeași generație. Nu vreau să fiu rău, dar o să vă spun mai multe la proba de test drive, dar la cât am mers cu ea, adică am venit cu Laguna să o iau și cu TT-ul de la Ionuț până aici, sunt lumi diferite. Mă rog, hai să ne întoarcem la ea. Pentru o mașină care are 14 ani, estetic se prezintă foarte bine. Nu are zgârieturi vizibile, nu are urmă de uzură. E încălțată cu anvelope Goodyear, cred. Eagle.
discurile de frună și etrierii se prezintă bine. Și pe față și pe spate. Unde sunt făcute aceste godieruri? Ah, unde trebuie. Bun. Eleronul se ridică, știți bine, la viteză. Ah, și tu cum te deschizi Audi? Bă, mă fac de râs, nu știu să deschid portbagajul la TT. Nu s-o desface ca la multe alte mașini contemporane, nu. Da, uitasem din ce generație face parte. Ce e interesant la TT-ul este portbagajul foarte, foarte mare, care permite și rabatarea banchetelor și chiar ai o suprafață de transport generoasă. Pentru o mașină de dimensiunile astea, să poți pune ceva voluminos în acest spațiu, e bine. Acum, nu că v-aș sfătui să faceți, să cărați cu TT-urile, frigidere, televizoare și așa mai departe, dar la nevoie se poate. Ca opera asta este capodopera celui care se numește Walter da Silva, un geniu al lumii auto din ultimii 25 de ani. Și de-a dreptul impresionant cât de bine și de fluidă are aceste forme. Nu știu, sunt un pic emoționat așa că am ocazia să o filmez, deși nu mai este o mașină scumpă, nu mai este o mașină de rar întâlnită, însă îți stârnește așa un pic te simți mișto în prezența ei și nu la multe mașini pot să spun chestia asta, că m-au făcut să mă simt interesat de ele, de adevăratele. Bineînțeles că la orice Volkswagen care se respectă, mașina asta a avut, generația asta a avut sub capotă 1.8 2.0 2.5 3.2 benzină și evident 2.0 motorină. La facelift se renunță la 3.2 pentru că motoarele de 2 litri au evoluat foarte mult și au putere mare, intrând în spectrul de putere oferit de cele de 3.2, celebrele 3.2 VR6. Transmisii manuale și automate, care la Audi se numesc S-Tronic, cele pe motor longitudinal, dar sunt DSG, adică dublu ambreiaj. Impresionantă cum merge. Și când te gândești că cutiile astea DSG au apărut acum 20 de ani, iar în prezent sunt producători care, nu vreau să fiu rău, dar au niște mizerii de cutii de viteze automate. De ce? Ei știu. Să ne mai învârtim puțin în jurul ei, să încercăm să deschidem și capota, să vedem ce este de desubt. Bineînțeles, Audi folosește aluminiu, sudurile pe laser, știți bine, cam multe dintre modelele Volkswagen. Practic, implementarea sudurii pe laser a întârziat un pic producția ca să poată fi pusă în execuție complet. Nu vă mai spun că Audi TT se fabrică în țara vecină și prietenă Ungaria din 1998. Dacă ne amintim puțin de peisajul auto românesc al anului 1998, în România produceam Cielo, Tico și nici măcar zâmbetul lui Iliescu. 25 de ani mai târziu, industria auto din Ungaria a ajuns să producă Mercedes, BMW, Audi și să-l adopte pe Suzuki, Suzuki devenind brandul de țară al maghiarilor. România continuă să fabrice mașinuțe și ce mai se fabrică. A, nu te pune ploaie. Bro. Sub capot avem 2 litri TFSI, cod motor BVA de 200 de cai stock. Mașina asta are și o evacuare dedicată, făcută de un tuner.
că o să o ascultăm în mers, pentru că se aude discret și plăcut. În rest, nu știu ce să vă mai spun despre ea. Chiar vreau, sunt nerăbdător, vreau să mă urc în ea și să-i dăm, nu-i dăm bătaie, îi dăm, mergem cu ea în limitele legale. Și ne vedem la bord că se pune ploaia. Bun. Eu în acest moment sunt în spate, pe locul din spate al TT-ului, pentru că i-am montat telefonul în geam. Și într-adevăr nu e cel mai spațios interior, mai ales pe locurile din spate, dar ai o poziție de condus foarte, foarte mișto. O chestie prezentă la foarte multe modele Audi, felul în care stai ca șofer. Nu e, e aproape de poziția aia top pe care o are BMW, însă e un pic mai relaxată. Are aceleași scaune mișto, scaunele sport cu upsibildul de S-Line. Știți voi, scaunele se montează și în Dacia. Mă rog, că de-aia e Audi și noi suntem prieteni cu maghiarii. Dar stai mișto, chiar stai mișto, chiar stai cumva și în mijlocul mașinii, iar e o mașină foarte mișto proporționată, în ciuda liniei plafonului scăzută și geamurilor mici, nu, și plafon și interior de culoare negru, plafon strâng negri, nu mă simt claustrofob. Până acum văd că computerul de bord ne arată un 9.2, ce am mers eu cu ea până aici. Asta e că tu ești mai ciudat. Așa, set, computer, computer 1, reset, back. Următorul model de Audi TT apare în 2014 și este prima mașină din grupul Audi care primește virtual cockpitul. Ceva impresionant la nivelul anului 2014. Foarte mișto sistemul și modulul de climatizare, care nu mai sunt touch-urile alea de la vechile generații de Audi. Sunt cele trei rotițe, foarte intuitive și ușor de folosit de către orice șofer. O altă chestie mișto la bordurile Audi-ului TT și Audi-ului A3 sunt cele trei guri de ventilație care amintesc de, sau sunt ca niște elice de avion. La următoarea generație chiar arată impresionant. Da, evident, produsele Audi evoluează interesant cu generațiile și se simte tehnologia. Despre numele modelului TT, sunt două variante. Prima ar fi că este o prescurtare sau o interpretare a numelui cursei de motociclete, Isle of Man, TET, turism, nu știu cum. Iar cea de-a doua, ceva intern cu transport tehnologii, nu mi le amintesc pe de rost, dar nu știu să vă zic care dintre cele două variante e cea corectă. Probabil că Audi putea să-i dea o denumire în litere, dar nu știu dacă ar fi fost ok să-i dea un C3 sau un C4. Oricum este, ca model, este o compactă, având la bază Golful, platforma de Golf. Nu este o berlină de clasă medie, un cupeu din berlina de clasă medie, cum este Renault Laguna sau Peugeot 407 Coupé. Dar
la volan și cum stai în ea e diferență de la cer la pământ față de modelul cu care eu am călătorit până la filmare cu Laguna mea Coupé. Bineînțeles și prețul lor este altul. Însă aia foarte manevrabilă, foarte rapidă în ascultatul comenzilor șoferului. Ce-i drept, avem și o suspensie dedicată care schimbă mult dinamica mașinii, dar și cu suspensia standard mașina e bine reglată. Cred că n-am luat-o pe cea mai bună variantă, pentru că în față se arată un pic de ambuteiaje. Suntem pe una din intrările în Craiova. Așa aș putea reproșa un pic faptul că sunt se aud roțile din spate. Partea asta de izolare, cei drept, stai și jos, stai și foarte aproape de roți. Sunt de dimensiuni mari, șasiul coborât va prelua un pic din sunetul de rulaj și îl simți. Dar la genul ăsta de mașină nu e deranjant, pentru că de asta ți-e o mașină sport, să te țină viu, să o auzi, să o... Mă înțelegeți voi ce vreau să spun, să o simți. Da, dar cred că trebuie să întoarcem, că n-am luat-o pe unde trebuie, că vom merge în șir indian. Și nu ne avantajează cu nimic. Ne întoarcem și mergem pe centură, poate dăm două ture de centură. Exact ca în orice model Volkswagen, Audi, în care te urci și dai de cutia cu dublu ambreiaj, te impresionează. De-a dreptul, faptul că mașina ia viteză fără efectiv să schimbi, să simți schimbările astea de trepte, e ceva ce multor alt, la ceva ce alți producători încă visează să aibă. Iar dacă ar fi avut o evacuare stock, cred că ar fi fost și un sunet lin de rulare. Asta e o evacuare plăcută și la genul ăsta de mașină, băi, chiar e mișto să ai așa ceva. S-o trecem și în modul sport. Da, grav de rapidă. Grav de rapidă. Oricum, 2.0-urile astea TSI sunt cele fără turbo. Sunt customizabile, upgradabile și doar din soft se poate obține un boost uriaș de putere. Cu ceva modificări mecanice, se duce ușor spre 300, poate chiar sare de 300 și de cai putere. A lovit fazanul camionul, ați văzut. Dar pentru un șofer obișnuit, pentru o țară ca România, 200 de cai sunt mega suficienți. Pentru că vei rămâne doar cu cai, pierzând foarte ușor permisul de conducere datorită faptului că mașina ia repede viteză și limitele de viteză trebuie respectate, sunt cunoscute de către orice șofer care a dobândit permisul cum trebuie. Da. Și apropo de condus și prevenție, vedeți, genul ăsta de fenomen meteo care s-a întâmplat acum, de doar a burnițat, doar a stropit, face asfaltul să fie foarte alunecos. Pelicula de praf de pe suprafața lui n-a fost încă spălată de apă și se transformă într-o mâzgă alunecoasă care la manevre bruște poate penaliza mașina. Este și o zi în care bate vântul rău. Este o zi, zilele astea cu vânt, eu le consider foarte bune pentru testat mașini. De ce? O mașină care îți permite să rulezi în confort cu ea, atât ca nivel de sonorizare, cât și ca fel de control. În zilele în care bate vântul puternic, este o mașină de calitate. O mașină care poate menține viteză de autostradă în zilele cu astfel de fenomene, este o mașină de calitate. Dacă vreți să vedeți
se comportă diferite modele, mergeți pe una din autostrăzile țării într-o zi cu vânt și vedeți cine poate, ce mărci, ce modele țin viteza de autostradă și ce mărci și ce modele merg pe banda 1 în viteza camioanelor. Asta e o mașină joasă, coborâtă, e foarte puțin influențată de vânt, pentru că nu trece mult aer pe sub ea. Dar mașinile obișnuite, cu suspensie normală, aici simți reglajele unui producător bun care știe cum să țină, să-ți dea controlul pe mașină. Dar așa, per total, chiar dacă e o mașină mică, într-adevăr vei simți lipsa locului în spate, nu poți să călătorești 4 adulți cu ea, dar ca șofer îți place maxim. N-ai ce să zici la ea, bă, nu-mi place, nu merge, nu răspunde, nu... E ce trebuie. Iar pentru cei care aveți o viață din asta mai... nu că solitară, nu cărați prea mulți oameni cu voi în day-to-day-ul fiecăruia, cupeurile sunt mai plăcute decât compactele, sedanurile și așa mai departe, decât patru ușile, per total. Pentru că îți oferă o prezență din asta mai exclusivistă și îți dă un, în primul rând, ca virgulă, caroserie, sunt mașini mai bine făcute. Caroseria unui cupe clar e mult mai legată decât a unui hatchback, decât a unui berline și așa mai departe. Nu mai vorbim de break-uri și așa mai departe. Hai să mai dăm o tură de centură. Au locul Clio. Stată-mi acolo. Am mers și cu Golfuri GTI, Golf 5 GTI, salutăm pe Răzvan, prietenul meu de la Constanța, știu că se uită la episodul ăsta. Deși aceeași mecanică, sunt setup-uri diferite. Undeva intervine și aerodinamica și poziționarea roților cumva, nu știu să vă explic eu prea mulți termeni tehnici, dar nu o simți ca pe un Golf GTI, este o mașină cu identitate aparte. Bravo Audi, bravo grupului Volkswagen că reușesc să facă astfel de produse. Evident, cai sunt de folos la manevre de genul ăsta. Ops, am omorât câteva goange. Ideal este totuși să vă cumpărați mașini în plaja asta de putere, 150-200 de cai. Sub motorizările veți strânge un pic din dinți la depășiri, la pante, la situații în care mașina e încărcată. Cele cu foarte mulți cai se vor duce într-o altă direcție a costurilor, tehnologie mai multă și așa mai departe. Un 170-200 de cai sunt mega, mega suficienți. Bineînțeles, oamenii care au bani de adevăratelea, nu una, ci două, se plimbă cu ele în paralel. Deci cumpără mașini cu mai multă putere. Dar asta este o mașină care un om obișnuit se descurcă de minune în traficul din România. Nu știu pe partea asta de mentenanță, dar nu cred că poate să fie cu mult mai scumpă decât Golful pe partea de consumabile, de chestii de genul ăsta. Sunt curios cum merge un Audi TT cu 2.0 TDI.
despre problemele motorizărilor ăstora, știți că s-au scris novele tehnice și așa mai departe, cu consumul de ulei care la unele apare, la unele nu apare. Sincer, cred că sunt genul de motoare care necesită ulei dedicat. Știți bine că Ravenol are genul ăsta de uleiuri pentru motoarele oarecum sensibile la ulei. Dar dacă sunt, li se face mentenanța cum trebuie, nu cred că te vei lovi de niște probleme din astea catastrofale de nereparat. Am desfăcut aleronul din buton de aici, să vedem dacă se schimbă ceva. Dar bine, nu v-aș vrea să trec de viteza la care el s-ar deschide singur, de 120 de km pe oră. În rest, foarte bună ergonomia de la bord. Unitatea multimedia o recunoaștem de pe modele Audi. Modulul de climatronic, vă ziceam mai devreme, e foarte la îndemână, torpedo cu cheie. Și calitatea lui Audi în tot. Nu pare nimic ne la locul lui, ne bine asamblat. Cel mult i-aș putea critica oglinda asta, care e un pic cam mică, dar e făcută, proiectată pentru formele mașinii, pentru forma geamurilor acestor mașini. Oglinzile amplasate pe uși, nu în colțul ușilor, lucruri care modele premium, cum este... dar modele X5, X6 din prezent încă nu le-au montat, le-au în colțul ușii, iar SUV-uri cu oglindă în colțul ușii îți vor face unghiuri moarte destul de nasoale care te vor pe care le vei simți în mers, ca care îți vor estompa din vizibilitate. Mașinile astea făcute de Audi au ceva ăla care, nu știu, îți dau un sentiment enorm de siguranță. Chiar dacă nu ești un șofer experimentat, nu îți dă senzația că o vei scăpa de sub control. E ceva ce am văzut la toate modelele lor. Unii vor spune, da, domne, că subvirează la greu și de aia și... Însă mie mi se par cele mai plăcute mașini premium de condus. Iar undeva, chiar dacă BMW îi bate, să zicem, pe dinamică, pe calitatea interiorului, per total, mie mi se pare Audi mai la îndemână cumva. Mă rog, e doar părerea mea. Nu țineți cont de ea, dar eu așa le-am perceput. Am mers și cu Z3 și cu Z4. Și becul la benzină. Sunt mai vio, nu că mai vioaie, mai te țin de adevăratele în priză. Asta e o mașină și de cruising, așa cumva, e un fel de bine, nu pot spune că e un lup deghizat în pielea oii, că este un lup. Dar e o mașină care nu e diferită în cum o simți de cea din față, adică de Golful 5, dar e o mașină care la nevoie poți să scoți multe din ea. Precând modelele BMW sunt doar lupul care nu poate fi îmbrăcat în blana de oaie. Aici ai două chestii, ai două animale într-o mașină. M-ar bucura să ajungă la un pasionat, la un fan al genului ăsta de mașini, pentru că e o mașină foarte pusă la punct, nu e curățată, deși este un om care face detailing, nu este pregătită de vânzare, este doar, o vedeți, pe jos are un pic de praf, pe caroserie nu a fost spălată de câteva zile, adică
E genul ăla de mașină cu care omul se, care o folosește de zi cu zi. Iar din vasta mea experiență cu mașinile, să știți că mașinile care sunt folosite de zi cu zi sunt mașini care te poți baza pe ele. O mașină care mergi cu ea o dată la două săptămâni, la o lună, s-ar putea să ceară câte ceva și să te lase pe undeva când îți e lumea mai dragă. Iar știți chestia aia, nu cumperi omul, cumperi mașina. Într-adevăr, e o chestie adevărată, dar ca să cumperi doar mașina, trebuie să te pricepi la mașini. Cei care lucrează în industria auto, care au, nu știu, un magazin de piese, un service, un atelier de ceva, tot timpul își vor avea grijă de mașinile lor tehnic. Nu vei găsi la oamenii ăștia mașini praf. Pentru că, fiind în breaslă cumva, se vor lovi de toate problemele și de micile imperfecțiuni și nu vor putea trăi cu ele. Hai să o înapoiem, să o ducem la garaj, să preluăm cricul și să... Astăzi e zi de live, mergem la domnul Preda. Tot o zi cam plină de dimineață, am avut iarăși live cu șeriful, după masă cu domnul Preda. Nu uitați să vă abonați la noul canal care îl dezvoltăm doar pentru live-uri, în direct cu AutoMasterChef. Vreau să separ cumva partea asta de live de partea de filmări și poate într-un viitor voi face și un canal doar de vânzări pe care să postăm mașinile cum este asta, care sunt disponibile de vânzare. Din nou, observați, ștergătoare de calitate. Primul lucru la care mă uit la o mașină sunt ștergătoare. Dacă văd că proprietarul are niște ștergătoare într-o stare bună și are un producător scump, e clar că e o mașină în care de care a avut grijă și în care a băgat bani. Dacă are niște ștergătoare din alea din hipermarket, deja încep să mă gândesc să merg la o altă mașină. Cel mai rău lucru la o mașină este să ai ștergătoare proaste și faruri proaste, lumini proaste și să fii nevoit să mergi noaptea pe ploaie. Îți blestem și zilele și nopțile. O zi splendidă, în ciuda stropitorii ăștia care ne-a spălat. Uitați-vă cât de frumos se vede în față, rapița a înflorit, începe sezonul ăsta al mireselor în rapița, al nunților. Primăvara a venit. Îmi place să călătoresc cu geamul crăpat, să simt cumva natura, să... Plus, ventilația naturală e cea mai bună, chiar dacă tu ai super filtre de polen, super igienizată climatizarea, aerul direct de afară e mai... te vei simți mai bine la drumuri lungi. Încă un sfat, dacă călătoriți, când faceți pauze în benzinării sau de mâncare sau chestii astea, lăsați geamurile mașinii ușor crăpate ca interiorul să se ventileze bine. Chiar dacă iarna se va răci mai repede sau vara se va încălzi mai repede, faptul că mașina schimbă întreg aerul din ea va aduce la un factor de bună, de, nu știu, de te vei simți mai bine în continuarea călătoriei. Și de ce cifră de consum scoatem. Bine, n-am abuzat-o, dar nici în ce n-am mers cu ea, nu am... Am ținut-o un pic în ture, nu exagerat de mult. Mi-ar fi plăcut să o probez și la noi pe traseu, pentru că și acolo ar fi în elementul ei, în virajele alea strânse.
și pe urcarea de la, de la Bucovăț. Dar e mișto și bucata asta de traseu. Aici e mai mult trafic. Ești nevoit ori să forțezi traficul, să depășești într-una, ori să mergi cu traficul. Dar nu m-a bucurat de mult niciun model Audi ca ăsta, așa. Mi se pare, nu că un vis împlinit, una din mașini care mi le-am dorit tot timpul să le conduc și să le filmez. Trebuie să întoarcem mai în față, că aici se intră la Ionuț. Alea asta, însă nu ai voie să întorci. Întorcem la semafor. Am zis că nici la semafor, ba da, cred că avem voie să întorci. Dacă nu întorcem la giratoriu de la Ford Otosan, acolo în față este fabrica de mașinuțe de la Craiova. Una din puținele clădiri pe care am văzut-o cu scara din asta auxiliară, scara de incendiu, așa cum vedem în filme la clădirile din America. Bă, aici avem voie să întoarcem. Cred că avem voie. Adică nu e niciun indicator de întorsul interzis. A, ba, da, e întorsul interzis. Întoarcem la girator, știam eu ceva. M-am mai plimbat pe aici. Îmi scrie aici pe stâlp. Atenție la giratorii cu camioanele lungi, cum este ăsta. De aici nu vă băgați în unghiul mort al șoferului, pentru că vă poate acroșa cu remorca, ba chiar se poate urca pe mașina voastră. De multe ori vi se poate părea bizar că unii șoferi de camioane din astea lungi se înscriu ciudat în intersecții, tocmai de asta se înscriu, ca să nu se urce cu remorca pe acostament sau pe una din mașinile care se bagă pe aceeași bandă. Du-te, lasă-mă. Chiar mișto mașinuța asta. Aș putea să-mi caut un viitor cupe din ăsta. Cred că m-aș descurca cu ea, zic eu așa, nu știu. Mi se pare mega utilă cumva, adică bă, și rapidă și mică și te strecori cu ea și te bași pe oriunde. Și arată bine. Însă cred că este un pic joasă în varianta asta, oricum ele sunt joase toate, dar în varianta asta și cu suspensie de tuning o cobor foarte mult și s-ar putea pe anumite drumuri să te penalizezi, să o atingi. Chiar mișto. Și culmea, nu troncă nimic. Haideți cu consumul, ce ziceți? Eu zic că undeva pe la 1.8.
la stilul ăsta de mers. O să o parcăm cumva de poză, să-i facem și o poză. Da, mai avem până acolo să vedem consumul și după care o pozăm. Bun. Ia să luăm telefonul de aici. Pac, pac. Așa. Ia să vedem ce zice audio-ul nostru. Pă, 9,5. Da. Nu mă pricep la benzină prea mult, dar, ce să zic, sunt totuși 200 de cai acolo. Genul ăsta de mașină cu tehnologie oarecum simplă pe partea de alimentare, fără dezactivare cilindrii, fără hibrid, fără chestia asta, clar vei avea un consum nu chiar de diesel. Dar părerea mea că merită consumul ăsta pentru cât este de distractiv o mașină pe benzină cu cai. Vrem, nu vrem, cai. De fapt să nu oprim, că trebuie să-i facem poza. Caii fac diferența. Ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye, bye!